Doresc tuturor multă sănătate, pace în țara noastră, să vă aparțină tot ce e mai frumos și mai deosebit, să fie masa plină cu bucate, să credem în bine, speranța într-o viață mai bună să nu moară. La mulți ani tuturor! Fiecare început de an este legat întotdeauna de speranțe pentru o viață mai bună, pentru ceva frumos care se poate întâmpla. În acest Revelion le doresc tuturor multă sănătate, înțelegere, empatie, să fie aproape unii de alții, să se ajute reciproc. Și eu cred că dacă ne vom consolida împreună, toată societatea, vom reuși să depășim toate problemele cu care se confruntă țara. În primul rând, vreau să ne dorim nouă tuturor pace în țara noastră și nu doar în pacea noastră, dar și în Ucraina, și în regiunea noastră, în lumea întreagă și în Israel cu Hamas acolo. Și sigur dorim să avem o schimbare înspre bine și mai aproape de Uniunea Europeană să fim, nu doar declarativ, dar și, zicem, practic. Și sigur că oamenii sunt din aici la noi în țară. Aș vrea să le urez cetățenilor, în primul rând, să fie mai fericiți în noul an, speranța într-o viață mai bună să nu moară, anul 2024 să dea Dumnezeu să fie chiar unul mai bun, pentru, în primul rând, pentru cetățenii acestei țări, pentru că ei merită o viață mai bună. Le urez multă sănătate în noul an tuturor, pace, în primul rând, pe teritoriul țării noastre, înțelepciune tuturor și, în primul rând, forului legislativ, în ceea ce numim luarea deciziilor, pentru că deciziile înțelepte totdeauna protejează. Protejează țara, protejează oamenii. Stimați cetățenii Republicii Moldova, în ajunul sărbătorilor de iarnă, vă felicit că îmi doresc cu această sărbătoare frumoasă și aș dori ca anul viitor să fim mai vigilenți, să fim mai harnici și cât mai rapid să ajungem în familia mare europeană. La mulți ani tuturor! Stimați cetățeni, vă urez un an nou fericit alături de cei dragi, să aveți pace, prosperitate, să aveți dragostea celor dragi, să fiți în cercul celor apropiați, să vă aparțină tot ce e mai frumos și mai deosebit și, desigur, să aveți speranța și încrederea că în Republica Moldova va veni acele timpuri când toți vor fi luați în calcul și va fi bine pentru fiecare. Я желаю всем крепкого здоровья, потому что это самое главное, на что опирается вообще наша возможность что-то делать лучше. Желаю, чтобы 2024 год был намного лучше, чем предыдущие. Очень надеюсь, что все наши чаяния и интересы граждан Республики Молдова будут соблюдены. И как депутат обещаю отстаивать их интересы в 2024 году. Очень надеюсь, что совместными усилиями мы сможем добиться реализации тех целей и задач, которые есть у граждан Республики Молдова и у нашей страны. Vreau să le doresc să aibă de toate, să fie masa plină cu bucate, să aibă în preajmă copiii și nepoții, să se bucure de viață și să nu uite niciodată că ei sunt cetățenii acestei țări și de felul cum ei vor respecta țara, neamul, tradiția, așa ne va fi și anul. În primul rând, este zdravie, este să fie mir în nas, este, naverna, să fie lucrurile жили все-таки лучше, несмотря ни на что, чтобы сохранялась у людей надежда. Это самое главное. Ну, все, конечно, самое хорошее, что должно быть. Anul 2024 este un an destul de încordat. În contextul internațional în care noi suntem, deci noi trebuie să fim foarte atenți la ceea ce consumăm informațional, ceea ce transmitem și unitatea dintre noi, cetățenii acestei țări, este foarte importantă. Și să credem în bine, să credem în pace, să credem în democrație și integritate.